Meteorologii au emis cod galben de averse cu descărcări electrice izolate însoțite de grindină pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare de luni dimineața și va fi valabilă până marți 6 iulie. În unele zone, cantitatea de precipitații va ajunge până la 50 de litri pe metrul pătrat, iar vântul va bate în rafale cu o viteză de până la 72 de km pe oră. Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor ajunge până la 32 de grade Celsius.